Numele meu este Mariu și astăzi facem, o să vă prezint practic 10 gadgeturi interesante care le puteți câștiga cu valoare de 60 de cenți orice gadget dacă sunteți primul cumpărător. O să vă las link în descriere și lăsați-mi un comentariu, un buget pentru următorul clip, în ce buget vreți să găsim diverse chestii, nu știu, smartphone-uri, orice chestie, zicem un buget, nu știu, 1 dolar, 5 dolari, 10 dolari pe Wish sau pe alte platforme. Bun, hai să începem cu primele produse găsite care le poți câștiga dacă ai fi primul cumpărător. Primul aparat, să zicem așa, ar fi acest amplificator. Este ca un fel de generator, numai care îl conectezi la bateria mașinii și ai, practic, poți folosi 600 de W, adică practic 6 kW. Ai și, bineînțeles, este și ceva mai puternic. Nu, ăsta este cel de 12. Stai. Power invertor, bank de practic 12 kW. Vă dați seama ce puternic este asta. Adică, gen, îl puteți folosi la 12V și, practic, nu știu, să zicem că ai ceva care consumă și ai, adică, nu știu, vrei să-ți faci ceva în mașină, nu știu. Ai un calator, ai un PlayStation, vrei să te joci în mașină, cred că îl poți folosi fără nicio problemă. Cam așa arată el. Vedeți, îl poți conecta inclusiv la brichetă sau la baterie prin aceste cabluri. Bine, recomandar, cred că ar fi bine să-l conectezi la baterie și motorul să fie pornit, că ți-ar consuma bateria. Un gadget destul de interesant, să zicem așa. Uite aici avem priza. Bineînțeles, asta este o priză de America, am impresia, dar probabil vă trimit și cea de Europa. Chestia nasoală că dacă nu porniți motorul, rămâneți fără baterie, ce-i drept. Bun, cam asta este gadgetul. Hai să trecem la următorul gadget. Cu acest gadget îl puteți cumpăra cu 50 de cenți, deci o sumă foarte mică, să zic așa, și plus transportul încă 25 de cenți. Dacă sunteți primul cumpărător, hai să trecem la următorul produs de astăzi. Este o cameră, este model 2019, o cameră care scoate o poză micuță instant. Destul de interesant, așa să zicem, că apare foto. Dacă vrei o poză instant, cred că asta ar fi un aparat foarte bun. Tot la 50 de cenți, cu livrare 25. Da, uite, 0,25. Un aparat foarte interesant, așa. Nu știu, mie mi se pare grozav dacă, nu știu, vrei niște poze instant. Nu știu, de obicei vedeam la evenimente de genul ăsta, știi, plăteai și îți dădea poza instant. Foarte ok. Hai să vedem și următoarele produse. Următorul produs mi s-a părut un gadget destul de interesant de la prima vedere. Este de pus pe, mai mult cât este un suport, să zicem așa. Ai suport de tabletă, ai niște buzunare aici, ai 4 prize USB, practic 4 intrări USB, aici să-ți pui o bănă și o sticlă de ceva, să-ți mai depozitezi încă ceva pe aici, adică e destul de interesant acest gadget și priza aia o conectezi la brichetă. Adică este util, adică gen să ai în spate asemenea gadget, să zicem așa, între ghilimele. A, aici este și o geantă, deci carbon fibră. Asta este cel din carbon. Avem, cred că e tot la fel. A, și black. Bine, aici ne arată că ar fi mai multe culori, dar nu mi se pare deloc complicat. Adică mi se pare destul de util stând în spate, știi, având tot confortul ăsta și poți să-l folosești cum vrei tu. Mi s-a părut interesant. Ce mai putem vedea? Este un fel de HIG grandă, deci ar fi de o calitate foarte înaltă, ei spun. Ba, n-ai de să știi până nu-l primești, ca așa, na. Și aici sunt, na, materialele, bine, materialele, mai mult niște, cum se poate curăța aici, văd. Aici, practic, este prinderea care o are. Aici e o chestie care, practic, se închizi. Și aici este practic ne arată materialul în sine. Da, interesant ca produs, tot la aceiași bani dacă sunteți primii. Următorul este un ceas. Era un ceas interesant, pur și simplu mi s-a părut interesant.
Cred că este mai mult de femei. Pare un ceas mecanic, dar de fapt este un ceas mecanic. Automatic, deci nu este mecanic, este automat, dar arăta, zicea că este un ceas mecanic. Dar m-am înșelat, na, ce să-i faci. Arată destul de bine cu chestia asta aici. E un ceas destul de interesant de a face cadou cuiva. Inclusiv faza mișto, că este rezistent la apă. Are gen, este, geamul este de la, cu, te vezi în el ca în oglindă și briliant, da, și este strălucitor ca textură sau cum puteți să-i spunem noi. Foarte interesant, vedeți, arată foarte bine, adică dă foarte bine. Oricum bănuiesc că este de, nu, scrie că este de bărbați, dar da, este într-adevăr de bărbați. Inițial am zis că e de femei, sincer, stăteam și mă gândeam și am zis că e de femei. Foarte bun și frumos. Deci asta este o persoană, Claudiu, care l-a cumpărat. În urmă cu aproximativ 14 zile a lăsat acest comentariu. Interesant. Bun, mai departe. Următorul produs, avem un new smartwatch. Este compatibil cu iPhone, cu Android, cu, na, cu toate, să zicem, toate device-urile din momentul de față. Are, sincer, semnă foarte mult cu cel de la Apple. For Apple. Deci, serios, chiar seamănă foarte mult cu cel de la Apple. Bine, nu este Apple, vă dați seama că la, na. El zice că costă undeva la 199, dar cred că undeva la 50-40 de dolari costă el normal. Dar dacă poți să-l obții la prețul ăsta, de ce nu? O să aveți link în descriere la toate aceste produse. Cu alte record. Deci te registrează inclusiv somnul. Deci are niște funcții totuși utile, să zicem așa. Uite, inclusiv să poți să pui cartelă. Aceea cu siguranță este pentru card, memory card. Ai și cameră, practic poți folosi cam orice poți face cu el. Hai să vedem ce poți face. Poți să-l folosești ca o telecomandă, să faci poze, să trimiți mesaje, să te uiți în agenda, eventual să suni, să asculti muzică, să faci mișcare, ceas. Cred că îl poți folosi și ca alarmă și poți răspunde la el, adică poți vorbi la telefon. Deci e o treabă faină. Bun, hai să vedem și următorul produs. La fel, ăsta este un fel de brățară fitness, să zicem așa. Eu zic, cam asta îl putem încadra. El măsoară pașii. Hai să vedem ce ne dă, poate ne dă ceva detalii despre el. Putem să schimbăm inclusiv tema. Și asta este o chestie mișto. Bine, multe device-uri la uite, măsoară inclusiv pașii, care faci și caloriile, cât dormi noaptea. Dar nu știu dacă mulți dintre voi o să dormă noaptea cu el la mână. Dar este ok. Hai să mai vedem. Bătăile inimii, inclusiv. Asta este bine. Chiar nu este rău deloc. Pur și simplu și când noți. Deci el waterproof până la 50 de metri. Ok. Măsoarele bătăile inimii. Și pașii bănuiesc că când mergi. Așa s-au să mă gândesc și eu. Foarte interesant. Hai să trecem și la următorul produs. Este un car LCD. Practic un televizor pentru mașină. Un televizor, să zicem un ecran pentru mașină. Care îl poți folosi. Îl poți prinde și gen, nu știu, îl poți folosi. Vedeți că are. Zici pe bine, adică aș putea să-l folosești acasă. Pentru care mufă VGA am văzut eu. Are mai multe, inclusiv TV, USB, bineînțeles. Îl poți conecta inclusiv la navigație, dacă are navigația, RCA, HDMI sau VGA. Foarte interesant. Nu știu, mie mi se pare destul de util. Acesta are undeva la 10 inci. Nu este foarte imens, dar nici foarte mic. Cel de Europa, bineînțeles că cel de Europa ai nevoie. Aici sunt specificații despre el, vă puteți uita și dacă, de exemplu, din toate produsele astea, dacă le-aș cumpăra,
Vă dați seama că șansele să câștig pe toate sunt nule. Posibil să câștig una sau două, maxim între ele. Dar merită încerca, știi? Adică poți să ai șanse să câștigi sau poți să ai șanse să nu câștigi. Următorul produs este o lansetă. Mai primești cadou și acest freeze sprawl. Nu știu ce este. Nu sunt pescar, nu pescuiesc. Dar mi s-a părut un gadget interesant, la cum arată. Adică estetic mi s-a părut interesant. Și tot la fel aceiași bani, aceeași transport, adică e avantajos decât să cumperi. Mai bine, și hai să vă zic, eu am încercat să cumpăr, am luat trei produse, le-am cumpărat, dar se pare că n-am fost primul și banii am primit înapoi pe card în 24 de ore de la când s-a efectuat tranzacția. Am primit banii înapoi pe card și am zis, bă, easy, nice. Hai să vedem următorul produs. Asta cred că este un produs util. Chiar astăzi am montat un asemenea dispozitiv la muncă. Foarte interesant. Mâine, bineînțeles, se finalizează tot. Dar foarte util acest dispozitiv. Adică te ajută la locul de muncă, acasă, inclusiv ai intrări, input audio. Da, pentru că am impresia că are și microfon sau îi poți tu adăuga niște microfoane, bănuiesc. Ce mai avem noi pe aici? A, conectorii VGA, HDMI, da. După... Deci te poți uita inclusiv pe un TV HD sau pe un monitor. Asta e bine. Faza mișto că poți să-l ții și exterior și noaptea ar trebui să vadă foarte bine. Lens 3,6. Este lentele destul de ok. Night Vision. Până la 20 de metri. Păi, este bine. Infraroșu, bine, se vadă noaptea. LED, 24 de LED-uri spune că au. Smart are, deci, un fel de infraroșu. Deci, nu, e destul de interesant. Bineînțeles, noaptea, ca să le scoate culorile care se filmează alb-negru. Bineînțeles, prin infraroșu, cam asta este efectul, să zicem. Poți vedea inclusiv pe mobil și faza mișto, care mi s-a părut mie bună, primești mesaj pe telefon când caz este ceva mișcare la locul respectiv. Super ok. Și bineînțeles, el ai mai multe modalități, vă dați seama, la asemenea dispozitiv de supraveghere. Poți să-l setezi gen să filmeze sau el poate să filmeze non-stop, dar bănuiesc că poți să-l setezi să filmeze doar când vede mișcare. Și când vede mișcare să fii cumva contactat prin e-mail sau prin ce modalitate se folosește. Foarte util. Vine și cu un hard disk de 1 tera. Asta este bine. Rezistent la ploaie. Chiar sunt curios la ce temperaturi rezistă. Uite, vedeți că poți să-l ții și afară și nu are nimic. Asta este un bine. Numai că trebuie acoperite acele cabluri. Vedeți? Puteți primi de iarnă, vară, dar îs curios de ce temperatură rezistă la afară. Dacă rezista, vă dați seama că la noi în România poate să ajungă și la 25 de grade, minus 25 de grade afară. O calitate foarte bună, motion detectează, remote acces, email alarm, waterproof, rezistent la apă, playback, deci te poți uita și după aia. Cam asta, dar hai să vedem dacă putem vedea o mică descriere. Bineînțeles, descriere este. Eu eram curios la ce temperaturi rezistă. Da, rezistă până la minus 10 grade, până la 55 de grade. Da. Era frumos dacă rezista până la minus 20, pentru că atunci chiar este frig. Bun. Și următorul gadget este un smartphone. Un smartphone care, să zicem așa, din față imită foarte mult un Samsung, dar bineînțeles nu este un Samsung. Este un smartphone octa-core, 4 GB de RAM, 64 memorie, FSR, deci are recunoaștere facială pentru că nu are buton. O chestie destul de interesantă, să zicem așa. Două camere pe spate, două blițuri foarte amprentă pe spate. E interesant. De obicei chinezii fac niște telefoane interesante, adică ieftine și calitative unele dintre ele. Baterie de 3800 de amperi, memoria v-am spus-o, ăsta este procesor MT 6000,
580M quad core. Interesant. Bateria destul de mare, adică te ajută dacă ca să te joci pe el, este foarte ok. Muzică inclusiv, bineînțeles, toate device-urile. Pe bune, asta este meniu de la iPhone, de la iOS. Foarte interesant ca dispozitiv. Și cred că cam asta. Și eu zic că pe negru arată mai bine. Eu leacă mai diferit pe negru. Bine, și asta este. De fapt, cred că este aceeași numai că este poza de fundal care te duce în eroare, tot la aceiași bani. Sincer să zic, cam durează aproape o lună, 3 săptămâni până primești produsul acasă. Uneori poți să-l primești mai devreme, uneori mai târziu. Un telefon foarte frumos și a ajuns foarte repede. Exact cum comandați livrare în termen. Po, ok, perfect, destul de ok. E dual SIM inclusiv. Da, aveți posibilitatea să câștigați toate aceste produse. O să vă las un link pe fiecare produs, fix în ordinea care am luat-o, eu vi le pun la fel. Gen, dacă am început în ordinea asta, cam așa o să vă pun produsele în ordinea asta. Bun, cam asta a fost tot. Sper să vă placă acest clip și ne vedem foarte curând cu alte noi clipuri, prieteni. Pa, pa!